Cimitir de tancuri rusești. Undeva între Kiev și Bucea, zeci de transportoare blindate și tancuri rusești au devenit muzeu pentru ucraineni. Imaginea victoriei armatei lui Zelensky atrage curioșii care se pozează cu tehnica militară. Iată un reportaj în exclusivitate filmat de echipa Observator, Laurențiu Rădulescu și Cosmin Hera. Dimitrovka, Ucraina. Pe drumul dinspre Kiev spre Bucea, pe un câmp lângă șosea, această mamă îi arată fiicei pe care o ține de mână cum arată victoria. În câmp zac zeci de blindate ruginite. Un muzeu în aer liber al tehnicii militare rusești distruse de armata lui Zelensky. Ruski tank? Ruski. În peisaj, urcați pe tancurile pline de rugină, sunt ucrainenii curioși. Imaginea arată ca o fotografie de muzeu. În aprilie, după ce zona a fost eliberată, echipa Observator a fost acolo și v-a arătat dimensiunea dezastrului. Acum, la 2 luni distanță, suntem din nou în fața cicatricilor războiului. Jurnaliști pe România. Locul este cunoscut drept cimitirul tancurilor rusești. Sunt peste 20 de blindate, tancuri și transportoare. Tot ceea ce vedeți aici sunt blindate rusești care au atacat zone importante din jurul Kievului, Dimitrovka, Jitomir, de asemenea Irpin, Bucea și așa mai departe. Sunt zeci de blindate care au fost adunate pentru a fi dezasamblate. Ce a rămas din ele va fi folositor armatei ucrainene pe frontul de est. În martie, zona s-a aflat pentru câteva săptămâni sub ocupație rusă și a fost scena unor confruntări teribile. Epavele tancurilor aruncate în aer au devenit atracție turistică. Hello! Nice to meet you. Journalist from Romania. I'm from Sumy. From Sumy? Yes. And why you are here? Go in Slovakia. You are going to Slovakia and stop here? Yes. For looking at these tanks? Uneori reacțiile oamenilor sunt dincolo de cuvinte. Ruski tank. Da, ruski tank. Rezistența Ucrainei a adus pierderi militare importante Rusiei din datele furnizate de Kiev. În primele săptămâni de luptă, peste 500 de tancuri ale armatei de la Moscova au fost distruse.